Sute de tone de mere au ajuns hrană pentru animale. Munca agricultorilor și producția bogată au fost în zadar. Principala problemă a producătorilor de fructe este lipsa unei piețe de desfacere. Românii cumpără mere de import la prețuri superioare, în timp ce marfa românească ajunge la gunoi. Dăm merele jos. De ce? Pentru că vine tăiatul și se strică celelalte. Dacă. Nu pot să rămână... Nu, nu. Nu mai sunt bune. Nu mai sunt bune, sunt... S-a stricat, s-a înghețat. N-ați reușit să le culegeți sau nu a fost piață de desfaceri? N-a fost piață de desfaceri. Și au mai rămas, n-au venit să le iasă. În România, suprafața cultivată cu pom fructifer depășește 100.000 de hectare. Astfel, producem anual peste 800.000 de tone de fructe. După ce, în toamna anului trecut, pomicultorii s-au lăudat cu o producție uriașă de mere. Acum, cei mai mulți dintre ei au rămas cu marfa. Au ajuns în această situație în lipsa unor puncte de desfacere, dar și pentru că sunt concurați direct de fructele din alte țări, vândute în supermarketuri. Pentru că situația este dramatică, merele noastre care încă nu au putrezit vor ajunge la animale. Hai, mâncați, că dacă nu avem client să le cumpere și să strică merele. Le dați la porci? Da, le dăm la porci, că dacă nu avem cui să le vinde, nu le cumpără nimeni. Se strică pe jos. Se strică pe jos, ați văzut și în livada acolo câte sunt. Hrană pentru animale au ajuns merele pe care agricultorii s-au chinuit să le recolteze în toamnă. Atunci se confruntau cu lipsa forței de muncă pentru recoltarea fructelor și cu o recoltă bogată, iar acum nu au unde să-și vândă merele. La ferma din comuna mehedințeană Dârvari, merele au ajuns să se strice în pomi. În timp ce merele se usucă în pomi, fermele înregistrează pierderi masive, iar afacerea cu aceste fructe devine din ce în ce mai neprofitabilă, în ciuda faptului că producătorul român oferă marfă de calitate și gustoasă. Din cele 8 hectare de măr pe care le avem în plantație la Elias Dârvari, să vă zic că așa cred că o treime din ele au fost recoltate în integralitate, o altă treime parțial, iar noi acum ne aflăm în zona cu soiul Idared și probabil mai mult de jumătate din cantitatea de mere a rămas nerecoltată în pom, o altă parte rămânând pe jos, pentru că ele de-a lungul timpului au mai și căzut scuturate de vânt și ca atare din, să zic așa, o producție anuală de 240-300 de tone pe care o facem în mod frecvent, cred că avem în jur de 60 de tone de mere rămase nerecoltate, așa cum se vede în spatele nostru. La situația din acest moment au contribuit mai mulți factori, printre care și faptul că nu există piață de desfacere. Principalul este faptul că nu există piață de desfacere. La momentul ăsta poate avem și noi o vină din cauza faptului că noi nu avem un depozit controlat, cu temperaturi controlate și o linie de sortare. Asta înseamnă că nu putem, din cauza acestui fapt, nu putem să intrăm într-o relație comercială cu magazinele, cu supermarketurile de la noi din zonă. Cea mai mare cantitate de mere o vindem pe piața liberă, dar asta înseamnă piețari, nu magazinele, supermarketurile. O parte din ele merg la industrie. Producătorii afirmă faptul că se află într-o situație dificilă în acest moment, deoarece la cele 8 hectare pe care le au, investiția pentru o linie de sortare și un depozit frigorific este foarte mare. Recolta a fost destul de bună, a fost un an bun, în jur de 120 de tone am scos după toată plantația. Am reușit la ora actuală să dau jumătate din ea. Am pe Severin vreo 4-5 marketuri, pe Craiova vreo 6-7, care m-au ajutat foarte mult, dar a necesitat și o, cum să vă zic eu, un dialog foarte bun între mine și ei. Le-am oferit un preț bun, mere de calitate și la prima tură le-a plăcut și continuăm colaborarea. Ați fost mulțumit de preț, adică ați reușit să vă acoperiți cheltuielile și... Prețul eu îl dau mai mic ca la Angro. Ca să, dacă eu l-aș da mai mare, ar lua de la ei, de la Angro. Cu toate că nu sunt mere
naturale ca ale noastre, românești, și a fost bine și pentru mine și pentru ei. Merele stricate ajung borhot. Cele din care mai poate fi salvată măcar o parte sunt zdrobite pentru suc sau țuică, iar restul ajung hrană pentru animale, în timp ce agricultorii își plâng de milă pentru că toată munca de anul trecut a fost în zadar.